seara și bine te-am găsit la o nouă emisiune Este Posibil. Așa cum am promis data trecută, vom continua discuția despre network marketing ca fiind o cale mai bună. Și când vorbim despre network marketing, nu vorbim despre o afacere în sine sau o companie în sine. Okay? Noi vorbim în general despre orice companie. Sunt foarte multe companii de network marketing și în România sunt foarte multe companii de network marketing în lume. Ar fi cazul să iei în serios această ocazie, această șansă. De ce? Pentru că la nivel global această industrie ajunge undeva la 200 de miliarde de dolari pe an. Adică e un lucru cât se poate de serios. Majoritatea oamenilor nu îl iau în serios. De-aia se feresc, pentru că a fost tratat așa, nu știu cum, a fost tratat ambigu. Doar foarte puține au reușit. De ce? Pentru că am spus data trecută că asta e o afacere de relații. Asta e o afacere de leadership. E o chestie, e o activitate în care trebuie să fii lider. E o activitate în care trebuie să te dezvolți continuu. N-ai încotro. Deci dacă tu nu e activitate de vânzări. Într-o activitate de vânzări înveți niște trucuri, niște tehnici și ai vândut pixul ăsta, ai plecat, ai luat niște bani, nu? Dar aia nu te duce nicăieri. Network marketingul se bazează pe venituri reziduale. Se bazează pe o rețea pe un imperiu pe care îl poți construi. Ok? De se bazează pe cu totul alte criterii și se bazează pe relații, nu pe tranzacții. E firesc că se vor mișca niște mărfuri, e firesc că vei consuma tu și ceilalți și se vor fi mișcate niște cantități de produse sau servicii pentru a obține comisioanele respective, însă nu pe asta se bazează. Se bazează pe relații și leadership. Iar pentru a deveni lider este absolut necesar să lucrezi foarte mult cu tine. Pentru a deveni un succes în această activitate este absolut necesar să crești în fiecare zi. Pentru că nu vinzi produse sau servicii, ci te vinzi pe tine. Oamenii pe tine te cumpără, nu produsul sau serviciul respectiv. În momentul în care devii extrem de profesionist în a face lucrul ăsta și a te vinde pe tine, atunci poți vinde în esență orice. Este irelevant ceva. Bineînțeles că este bine să te orientezi bine de la început. Adică să mergi către o companie sau alta care sunt serioase, care sunt de foarte mult timp în piață, care au dovedit că n-au reclamații sau alte chestii, care au dovedit că sunt, sunt integri, nu? Și vorbeam despre credințe, despre 5 credințe, apropo de network marketing, pentru pe care dacă vrei să ai un viitor mai măcar cu o luminiță, să fie la capăt acolo, ar fi cazul să le iei în considerare, într-un mod serios. Pentru că dacă te uiți cu seriozitate și începi să studiezi cu seriozitate, vei ajunge la aceleași concluzii la care am ajuns și eu. Deci pe mine e greu să mă prostească cineva. Adică nu mai sunt la nivelul la care cineva mă poate duce cu preșul, pentru că nu mai sunt. Am trecut de mult de chestia asta. Și eu eram cumva împotriva acestei activități. Cumva. De ce? Pentru că am avut o percepție greșită la început. Dar când m-am apucat în mod serios să studiez aspectele astea și să le verific în mod direct, atunci mi-am dat seama că greșesc. Mi-am cerut scuzele de rigoare și am pornit pe o altă cale. Și mi se pare că este într-adevăr o cale mai bună. Deci prima credință, network marketing nu este perfectă, dar este o cale mai bună. A doua credință. Dacă vrei și te hotărăști să faci această activitate, decide să fii profesionist. Decide să o faci așa cum trebuie să o faci. Adică să nu duci mai departe aceleași greșeli. Pentru că acele greșeli au condus la o imagine distorsionată a activității acesteia, care are un potențial fabulos.
Nu? În această seară o am din nou invitată pe Carina Iacătă. Bună seara, Carina! Bună seara! Mulțumesc pentru participare. Și am spus că dacă te hotărăști să faci parte din această activitate, ar fi cazul să decizi, să iei o decizie. Mă, frate, vreau să fac chestia asta serios, ca un profesionist. Și o să vezi în următoarele emisiuni ce înseamnă, cum lucrează profesioniștii, într-adevăr. Dar până atunci dezbatem chestia asta. Tu, când te-ai apucat de network marketing, cum a fost pentru tine? Bănuiesc că la fel ai luat-o mai ușor, așa, mai puțin serios, nu? Bună seara! Într-adevăr, când am intrat în această activitate, de la început scopul a fost să câștig un venit suplimentar, astfel încât să îmi permit împreună cu familia să avem o mașină nouă. Asta a fost motivația noastră și, bineînțeles, că nu am vrut venituri foarte mari, dar părea oarecum o joacă, pentru că în network marketing nu există filtre. Intră foarte mulți oameni datorită taxelor foarte joase, foarte mult și veniturilor mari care se pot atinge, intră foarte mulți amatori și, din păcate, rămân la acest nivel. Ca să devii profesionist în network marketing, în primul și în primul rând trebuie să ai un țel suficient de puternic și să știi de ce vrei să faci asta. Apoi ai nevoie de un sistem care să, în această companie, să existe și în linia ta superioară un sistem suport care să te ghideze. Fără un sistem suport este foarte greu să reușești de unul singur, doar dacă ești foarte bun dinainte. Iar un alt lucru pe care l-am văzut a fost faptul că trebuie să fii în preajma oamenilor de succes din această industrie. Pentru că nu, părerea generală poate nu este atât de favorabilă acestei activități și mi-am dorit să fiu în preajma oamenilor care au atins vârful și, din fericire, trainerul nostru era într-o poziție de vârf deja și în momentul în care mi-a arătat cecul lui suplimentar, amândoi având studii superioare, în acel moment am paralizat, am zis, ok, fac tot ceea ce trebuie, tot ceea ce îmi spui tu să fac. Dacă îmi spui să ascult, era atunci casete, o casetă goală, eu asta fac, dar spune-mi exact ce ai făcut ca să ajung la aceste sume. Și profesioniștii în network marketing ajung foarte sus, cu o condiție, să aibă un țel suficient de puternic și să nu lase pe nimeni să-l altereze și să aibă un sistem suport care să-i ghideze. Well, deci, prima, o cale mai bună, ok? A doua, decide să fii pro, să fii profesionist. Adică nu faci lucrurile ca un amator. De ce? Pentru că dacă le faci ca un amator, vei obține rezultate ca un amator, pentru un amator. Dacă te decizi, dacă ai un țel suficient de înalt, dacă ai o chestie, o linie, un film al vieții tale pe care dorești să o trăiești așa cum vrei tu să o trăiești, atunci asta e o cale mai bună și următoarea decizie este să fii profesionist, să faci tot ce este necesar ca să te dezvolți pe tine. Vezi, în alte direcții trebuie să faci tot ce este necesar, eu știu, ca să obții relații, pile, să obții fonduri, să obții nu știu ce. Aici ți se cere să te dezvolți pe tine, pentru că adevărata putere în această activitate vine din tine, nu vine din afara ta. Nu? Lucrezi cu cei din afara ta, dar vine din tine. Iar atunci când ești meticulos, când ești profesionist, când ești disciplinat, când faci ce e necesar să faci pentru a ajunge unde vrei să ajungi, atunci ești un profesionist. Că ai carismă, că n-ai carismă, este complet irelevant. Există oameni care au obținut milioane, fără niciun fel de carismă, dar cu disciplină, cu dedicare, cu, eu știu, pro. Adică sunt profesioniști. A treia credință, ca în orice altă activitate, chiar mai mult decât în orice altă activitate, sunt necesare abilități pe care este musai să le dezvolți permanent. Ok? Adică, de exemplu, domnule, n-am încredere în mine.
Păi n-ai încredere în tine pentru că n-ai competență. Încrederea în sine vine din abilitate și competență. Este ca o, ca o buclă. Competență, încredere, competență, încredere. E o buclă infinită. Crește competența, crește încrederea. Asta e un avantaj colosal într-o astfel de activitate. De ce? Pentru că fiind forțat să crești, să te dezvolți, îți crește implicit valoarea ta de piață în orice direcție. Ok? Deci, valoarea ta de piață, pentru că aia e, nu contează ce valoare ai ca om. Reține chestia asta. N-are absolut nicio importanță ce valoare ai ca om. Poți să fii un om extraordinar de bun. Dacă valoarea ta de piață nu crește, contul din bancă nu crește. Ok? Adică dacă doar stai și te conectezi, nu? Și meditezi, contul din bancă nu crește. Pentru ca și contul din bancă să crească, valoarea ta de piață trebuie să crească. Și cum crește? Cu ajutorul unor abilități și competențe. Nu? În network marketing, abilitățile de bază sunt cele de comunicare. Alea sunt abilitățile de bază. Alea sunt, în afară de faptul că este absolut necesar să cunoști foarte bine ce promovezi, ce recomanzi, adică serviciile sau produsele pe care le recomanzi, este absolut necesar să devii în timp un maestru al comunicării. Și atunci, cu absolută certitudine, vei avea succes în această activitate. Carina, tu ce abilități ți-ai dezvoltat în decursul anilor? De când ești un network marketer? De peste 8 ani o fac în mod profesionist. Okay. Cunosc această informație de foarte mulți ani, doar că am fost mai mult interesată de mobilul afacerii cu care noi ne-am asociat, pentru că au în continuare niște produse excelente și în momentul în care am decis, în acel moment chiar mi-am dat și demisia de la job. Nu câștigam poate decât câteva sute de lei din această activitate, dar mi-am dat seama că trebuie să devin învățabilă. Pentru că una din calitățile, abilitățile pe care noi le cerem în echipa noastră este să nu contează background-ul, ce poziție ai avut, trebuie să fii o persoană învățabilă. Să fii dispus să creezi un folder nou și să înveți această meserie care are, de fapt presupune 9 pași foarte simple, adică nu este ceva foarte complicat. Pentru că le spun tuturor, network marketing este un animal diferit. Nu este cel cu care noi am fost obișnuiți. La prima impresie pare ca un ciupacabra, ceva înspăimântător. În momentul în care ajungi și intri în el și dai peste oameni profesioniști, îți dai seama că e ca un unicorn. E exact afacerea vieții tale și îți permite să te dezvolți continuu, să crești, să-i ajuți pe alții. Deci pur și simplu evoluezi într-un mod foarte plăcut, ajutându-i pe alții să obțină ceea ce își doresc. Ce abilități ai obținut tu în decursul acestui? A doua a fost să comunic foarte bine, să comunic clar și specific ceea ce am de spus. Iar a treia abilitate pe care mi-am însușit-o foarte bine, să-mi urmăresc rezultatele și să-i sprijin și pe partenerii mei să facă aceste trei lucruri cu partenerilor. Super tare! Deci, după cum vezi, se poate face, nu? Adică nu e ceva... Am vorbit cu cineva mai acum câteva zile și spunea, nu cred, domnule, că eu știu, nu cred. Nu cred, ok? Nu crezi? Nu crezi. Deci dacă nu crezi, nu crezi. Nici măcar să nu te gândești să te apuci. Însă dacă ai o scânteie, dacă ai o intenție în sensul ăsta și dacă vrei ca într-adevăr viața ta să fie mai bună și să ai avantajele alea pe care le-ai ascultat înainte, atunci va fi absolut necesar, odată ce intri într-o astfel de activitate, să-ți dezvolți abilitățile de comunicare în primul rând. Okay? Și după aia, restul. A patra. Trebuie să devii conștient de un lucru simplu. Orice lucru sau obiectiv meritoriu are nevoie de timp.
are nevoie de timp pentru manifestare. Nu se va întâmpla peste noapte. Am auzit și la orice companie de network marketing mă duc să fac training, este unul din lucrurile pe care îl spun tot timpul. Nu exagerați. Nu exagerați când vorbiți cu cineva, să-l aduceți în compania voastră, nu exagerați apropo de timpul de manifestare. Dom'le, într-un an o să fii milionar. Fals! N-ai cum să faci chestia asta. Deci, calcula, Carina, ca să fii milionar într-un an, trebuie să câștigi 500 de euro pe oră. Da. Come on! Deci, n-ai cum să faci asta. Orice obiectiv meritoriu are nevoie de timp ca să se manifeste. Și cu cât este mai mare obiectivul, e firesc să ai nevoie de mai mult timp. De ce trebuie să înțelegi chestia asta? Și să scapi de o credință nefastă. Scapă de credința nefastă cum că lucrurile sunt ușoare. Nu sunt ușoare. Deci dacă vrei această cantitate de energie, trebuie să pui o cantitate de energie echivalentă în loc. În momentul în care îți stabilești un obiectiv, următorul pas pe care îl faci după ce stabilești obiectivul, te apuci și scrii ce sunt dispus să ofer ca să-mi ating acest obiectiv. Că nu e suficient să vreau să câștig 1 milion pe an. Și am auzit că ăștia din network marketing poate să câștige 1 milion pe an. Și dacă intru acolo cu o investiție minimă, că da, acolo nu sunt investițiile mari și n-am niciun risc, nu? O să câștig 1 milion de euro pe an. Fals! Nu? Deci, obiectivul tău are nevoie de timp. Eu te sfătuiesc ca obiectivul tău să fie mare. Să fie suficient de mare astfel încât să te sperie. Pentru că un obiectiv mare are energie multă în el și te atrage. Însă nu face confuzie între obiectiv și sarcini. Sarcinile pot fi zilnice, săptămânale, lunare și chiar anuale. Nu? Obiectivul rulează în background. Obiectivul e unul. Nu? Sarcinile sunt multe care conduc către acel obiectiv. Și este absolut necesar să intre în cap ideea că orice obiectiv are nevoie de timp. Și timpul este direct proporțional cu măreția obiectivului. Deci tu, Carina, ai spus că ești de 8 ani. Da. Ok? Și când te-a atras în această activitate? Ți-au promis, eu știu, Marea Cusarea, ți-au promis că vei ajunge milionară sau eu știu? În niciun caz. În primul rând, nu sunt atras așa de pietre strălucitoare. Și în al doilea rând, cum spuneam, trainerii mei erau deja profesioniști în domeniu. Fac parte din echipa care a creat primul manager, primul director din România în compania noastră. Am avut șansa asta. Și de la început ne-a spus că trebuie să plătim prețul. Pentru ne-a spus în felul următor, țin minte și acum că mi-am notat, într-un an de zile o să-ți dai seama exact cum funcționează această afacere. După 3 ani de zile poți să trăiești din ea. După 5 ani de zile deja intri într-o curbă exponențială, iar după 7 ani ești profesionist. Cu condiția, bineînțeles, să faci ceea ce trebuie. Nu se poate să intri și peste 2 săptămâni, 3 și, sau chiar la finalul unui an să-ți imaginezi că poți să câștigi sume uluitoare, mai ales dacă până în acel moment nici n-ai avut vreodată acele sume. Doar că, spre deosebire de un job sau de o altă activitate, aici este posibil și chiar probabil, dacă ești profesionist, să ajungi acolo unde îți propui. Deci, ai reținut lucrul ăsta? Oricine vine la tine, din orice companie de network marketing și spune, domnule, într-un an o să fii milionar, spune-i că se ducă în altă parte. Okay? Pentru că nu există așa ceva. Nu se poate așa ceva. De-aia s-a stricat. Asta e un motiv pentru care s-a stricat imaginea acestei activități. Pentru că oamenii au exagerat. Au exagerat apropo de venituri, au exagerat apropo de faptul că este ușor. Aici e ușor. Produsele sau serviciile se vând singure. Ajungi repede, nu știu unde. Nu trebuie să faci nimic. Ba da, trebuie să faci multe. Trebuie să muncești mult. Trebuie să, mai ales la început. Nu? La început s-ar putea să muncești mai mult decât la job.
nu? Dacă nu-l faci part-time. Dacă ales să-l faci part-time, o să dureze mai mult până ajungi să-l faci full-time, însă trebuie să muncești. Trebuie să ai o consistență în această muncă, pentru că altfel nu se întâmplă nimic. Și trebuie să devii conștient de factorul timp. Cum faci să nu-ți pierzi motivația devenind totuși conștient de factorul timp? Simplu. Sarcinile pe care ți le stabilești zilnice să fie de atins. Să nu stabilești sarcini pe care să nu le atingi. Pentru că dacă reușești și ți atingi sarcinile zilnice, atunci aia crește motivația. Adică ți-ai propus să vorbești cu un om în fiecare zi? Fă-o. E posibil? Da. Ți-ai propus să asculți o oră de ca să crești, să te dezvolți? Este posibil? Sigur. Ți-ai propus să-ți faci niște liste, să faci niște chestii, să faci ce e necesar. Habar n-am ce. Eu sunt de mindset, ea e de skill set, deci eu nu mă pricep foarte bine la chestia asta. Însă ți-ai propus să faci lucrurile alea și le-ai făcut, energia ta va crește. De ce? Pentru că rezultatul obținut este un mare motivator, un mare factor de motivație este rezultatul pe care îl obții. De aia sarcinile zilnice trebuie să fie posibil de atins. Să nu spui sarcini zilnice greu de atins, pentru că nu o să întâmple. Ok, și a cincea credință, apropo de network marketing, este aceea că merită efortul. Merită tot efortul. Merită efortul pentru ce poți obține. Merită efortul pentru ajutorul pe care îl poți da celorlalți. Merită efortul pentru timpul pe care îl poți obține în plus, pentru că nicăieri în altă parte nu o să ai flexibilitatea timpului. Merită efortul pentru pentru lipsa rutinei, pentru că cunoști oameni noi, îți faci prieteni, îți faci tot soiul de cunoștințe, mergi în tot soiul de locuri, mergi la tot soiul de evenimente. În altă parte n-ai șansa asta, să mergi la tot soiul de evenimente și oamenii să fie veseli, să aibă o atitudine pozitivă. Nu? Aici da, de mai multe ori pe an. Deci merită acest efort. Dar cel mai important lucru, nu contează ce obții. Nu contează. Chiar dacă ți-ai propus să obții 1 milion de euro pe an, nu știu când, nu? Nu contează ce obții, spune Jim Rohn. Contează ce devii în acest proces. Pentru că aici creșterea este baza activității. Creșterea ta. Ok? Schimbarea ta. Contează felul în care te schimbi, felul în care crești. Contează ceea ce devii în acest proces, nu ce obții. Pentru că dacă ai obținut 1 milion, poți să-l dai degeaba. De ce? Pentru că dacă l-ai făcut odată, îl mai faci odată. Nu? Cum spunea Carina, degeaba ți propui nu știu ce sume dacă tu nu le ai deja. Nu? Dacă le ai deja, este probabil să le faci mai repede. Dacă nu, este foarte puțin probabil să le faci mai repede. Și apropo de ajutorul celorlalți, spune că poți avea în viață tot ceea ce îți dorești. Dacă vei ajuta suficienți oameni să obțină ceea ce își doresc. Iar această activitate, tocmai asta face. Ok? Ajută oamenii să obțină ceea ce își doresc. Și ajutându-i pe aia, te ajuți implicit pe tine. Pentru că mai avem 1 minut și ceva până la final, Carina. Care ar fi mesajul tău pentru cei care vor să intre într-o astfel de activitate? Adică ce îi sfătui? Eu, pentru cei care sunt interesați să intre într-o asociere cu noi într-o astfel de activitate, le-aș recomanda să se gândească, dacă sunt femei, în primul rând, din punctul de vedere a unei femei care poate să se dezvolte personal, care poate să lucreze de acasă, crescându-și pruncii și totodată poate să fie cea mai bună versiune a sa. Este incomparabil cea mai bună soluție pentru o femeie ca să devină cea mai bună versiune a sa, totodată contribuind la veniturile familiei și contribuind la această societate, crescându-și copiii, deci fiind implicată 100% alături de ei. Și dacă e bărbat, o persoană poate să ajungă
cum ajung networkerii de vârf datorită viziunii pe care o au bărbații la niște succese remarcabile. În momentul în care o faci ca și cuplu, rezultatele tale cresc cu peste 40%. Recomand această activitate tuturor oamenilor, indiferent de profesie, de vârstă, de categorie socială. Este o cale mai bună și merită să devii profesionist. Mulțumesc, Carina. Este într-adevăr. Și dacă vrei să știi mai multe despre lucrul ăsta, ia legătura cu regia. Vom lasă un număr de telefon și noi te vom contacta și te vom consilia, nu neapărat într-o anumită direcție, către o anumită companie. Să nu crezi chestia asta. Dacă tu alegi să te duci în altă parte, ok, du-te unde crezi tu că te avantajează. Însă noi te vom consilia în acest sens pentru a schimba această atitudine. Pentru asta facem asta. Pentru a schimba această atitudine și a da o șansă oamenilor. Este ușor? Nu este ușor. Dar este posibil și merită, așa cum ai văzut, tot efortul. Și tu meriți. De ce? Pentru că există măreție în tine. Mulțumesc, îți mulțumesc și îți doresc o săptămână incredibilă. La revedere!